Autoritățile din Franța iau noi măsuri pe perioada valului de caniculă care a lovit țara. Spațiile comerciale dotate cu aer condiționat vor fi obligate să țină ușile închise pentru a economisi până la 20% din energie. Altfel, riscă amenzi în valoare de 750 de euro. Primăriile mai multor orașe din Franța au impus deja reguli similare de săptămâna trecută. Conform Observator News, magazinele din Franța vor avea de respectat o nouă regulă pentru a reduce consumul de energie pe perioada caniculei. Astfel, spațiile comerciale dotate cu aparate de aer condiționat vor ține ușile închise. Astfel, riscă amenzi în valoare de 750 de euro. A ține aerul condiționat pornit cu ușa deschisă înseamnă o risipă de energie absurdă de până la 20%, a precizat ministrul francez. Un decret cu privire la această măsură va fi semnat zilele următoare. Măsura a fost anunțată după ce săptămâna trecută temperaturile ridicate din termometre i-au determinat pe primarii mai multor orașe din Franța, inclusiv Paris și Lyon, să ia decizii similare. Primarul Parisului a atras atenția recent cu privire la această aberație care trebuie să înceteze în contextul crizei climatice și a celei energetice. Poliția municipală a capitalei Franței a început deja să aplice amenzi de 150 de euro după ce Dan Lert, responsabil de tranziția spre energia verde în Paris, și-a exprimat îngrijorarea față de risipa majoră de energie. În Franța, curentul electric este mai ieftin, întrucât se bazează pe centrale nucleare care asigură aproximativ 70% din necesarul capitalei. Cu toate acestea, criza livrărilor de gaze rusești l-a determinat pe președintele Emmanuel Macron să ceară măsuri suplimentare. Mari retaileri, inclusiv lanțuri importante de supermarketuri, au fost de acord cu planul autorităților și au acceptat să stingă panourile luminoase imediat după ora închiderii, dar și să reducă sistematic intensitatea luminii. De asemenea, cetățenii sunt sfătuiți să închidă ruterele Wi-Fi și televizoarele cât timp sunt plecați de acasă ori nu folosesc aparatele respective. Totul face parte dintr-un plan mai amplu care își propune să reducă în 2 ani consumul de energie din Franța cu 10%. Pasul următor ar fi interzicerea iluminatului cu scop publicitar noaptea în intervalul orar 1-6 dimineața, excepții făcând stațiile feroviare și aeroporturile, relatează Observator News.